știi ce mă oftec eu? Mi-a scos acogul de la ăsta, de la Capcan. Și l-a băgat la... Avea acog? Da, și l-a băgat la tăceancă. Nici nu știu ce să mai joc, ești nebun. Mi-e spui? Adică absolut n-am nicio idee ce o să joc, cred că eu pe Alevai. Bă, m-am perfecționat, am auzit că-i adaptă buff la... cum zice? La shotgun. Shotgun? Da. Range sau damage? Damage. Și am mirosit un impact grenade în loc să dau cu shotgun-ul mic. Ce o zi, a? Dus? Nu, no, la ușa m-a luat. Oh, shit! Păi, Meca, ha. Am găsit o aplicație mișto pe Microsoft Store. Cu? Se numește Ear Trumpet, poți să dai mute, cum ar fi la Discord, la Spotify. La tot? Da, separat, cum ar fi audio separat. Aha. Se iei și tu, ok, mișto. Ce să luăm, ce să luăm? Mamă, că jocul ăsta, n-am ce să fac, n-am ce să fac nici eu. Tu știi că mai ții minte cățelul meu? E. A murit. Oh, ce-o pățit? Cancer. Serios? Da. What the fuck? M-am pisică. Pe la pis? Nu, m-am bătrânat cineva pisică.
Ai coai că i-am dat în cameră. Bitch. Lol. Să-ți termin video, să-i termin cu banana. Dead. A terminat și sunt voluntar cu ăștia, cu ucrainenii în Garea de Nord. Ajuns pe acolo? Da, timp de un an și ceva sunt voluntar. Aha. Băi, și bună treabă. Am stat, crede-mă, n-am mai stat pe calculator. Cred că nu mai am făzut o vreme pe calculator. Păi nici eu n-am mai stat, în zi de vreo 5 luni cel puțin. Băi, să mor eu, nu fac caternică cu tine. 24 din 24, 7 ori din 7 am stat numai în gara. Aole. Și acolo ai dormit, acolo ai mâncat toată ziua. Da, și am venit acasă, m-am spălat, am dus câinele și am plecat înapoi. Măcar ai făcut ceva util. Ai făcut ceva bun. Și hai să zic o chestie, când s-a mai liniștit lucrurile aproape, că oricum mai veneau o grămadă. Meca. Yeah. M-a pus unul, Dodo, care e șeful voluntarilor, e la, în biz, ăsta, pe ajutor. Mm-hmm. Nu exagerez cu tine. M-a pus să stau la sala 3, ca coordonator, mi-a dat stați. Băi, nu exagerez cu tine. Am avut grup de americani care nu făceau nimic, frate. Le așteptau numai. Da. Și ei aveau în față, numai oameni aveau. Gen. Nu exagerez cu tine. M-am enervat. Am închis laptopul și am zis, ori mă ajutați pe mine, ori plecați acasă. Păi vin numai să aștepte. Veneau numai să aștepte, să întindă mâna. Ce mamă drept. Nu chestia asta, frate, dar m-a spus inserite. Eu muncesc ca pe un câine. Venea toți se refugiați pe mine și eram singur. Pula. Poți să spargi aia, ca să știi. Știu, dar... Acolo. Nu mă așteptă nimic. Băi, vezi că am băgat două elite skin. În Thunderbolt și la... cum zice? Și la Thorn. Hai, mă încarcă mai repede. Mai avem 30 de secunde.
stânga ta. Stânga ta. Am bag. What the fuck? Frata, 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 frata. Americanic, americanii erau ăștia de la biserică, misionari. Da. Și îmi zice, tu nu-i șeful. Cum? Și zice Mianica, tu dacă ai stație și te pune șeful la mare, că ești tu coordonator și cum ar fi șeful pe sală, nu trebuie să te ascult. Nu trebuie să te ascult. Cum să nu? Nu vă convine, fraților, plecați. Sunteți liberi să plecați. Băi, și că m-au lăsat singur, băi, nu mai puteam. Și am dat pe stație, să vine cine, i-am zis pe stație, cine vine un voluntar acum să te minteți la mine, că eu nu mai puteam să mai fac față. Meca. Pe normal, ei nu trebuie să aștepte, mă, adică trebuie să facă și ei pentru ei. Nu, mă, ei stăteau acolo, ei stăteau acolo pe lăpă. Stăteau și așteptau ajutorul. Vedeți-vă, dracu. Stai cu mâna întinsă numai toată ziua. Nu, chiar m-a scos, chiar m-a scos de sărită chestia asta. Mega. Pe cine nu? Și să zic o chestie. Odată, în fiecare zi, ajungeam mâncare și îmi zice, Ionuțe, du-te la sala ta. Și ziceam, hai, Dodo, nu mai mă trimite, te rog eu frumos. Ionuțe, du-te. M-am dus. Și tot așa am făcut. Aia a fost problema de coordonare. Trebuiau să facă ei ceva, nu știu. Oh, uite-l, uite-l, s-a dus în dreapta. Ah, acolo zici? Da. Nu știam care ești. Ți-n stânga ta. Dar de ce nu-ți trimis drona? Clona aia ta. Stai că mă bag aici. Asta e mormor. E pe scări, pe spirală, sus. M-ar fi sus. Că vreau să mă duc să dau cu ăsta. Hai de acolo. Obiectivul în partea asta la tine. Da, nu pus aici. Unde ești? Lângă tine. Aia a fost cap, mă. Aia a fost cap. Ce-i sus? Da. Gata. Oh, shit! Scuze. N-am știut că totul e sus. Cred că e gata tot sus. Aici, la mine. No, deja sunt pe scări. Hai că... Am auzit. Ai, de capul tău, morții. Oh, fuck you. Te-ai uitat fix la el, mă. Da, în fața lui. A, e... Și era, să zic ție, Meca, era într-o vineri. Și primesc mesajul pe grup, grupul nostru de voluntari. A murit o colegă din cauza de la atâta oboseală și asta. Până la pauză. Da, mă, se ducea. Băi, se ducea. Era în spatele lui, what the fuck. Băi, ce-am uitat să zic, se ducea mai rău. Și Dodo, șeful voluntarilor, o trimitea acasă. Mega. Și o găseai la sala 1, o găseai la sprint time, o găseai la sala 2, sala 3 și sala 4. O găseai.
Meca. Nu lua pauză deloc. Deloc, frate. E de la epuizare. O cedat inima. Nu, a găsit-o la ea, la apartament, cu capul a plecat pe masă. A făcut ori infart, ori comoție, una din două. Nu, a zis că infart a făcut. Infart. Și am fost la mormântare, am fost tocmai la... în afara Bucureștiului, spre Ghencea. Prelungirea în Ghencea, dacă știi. Da, n-am fost prin București fără o singură dată. Cum ar fi ești tu din afara Bucureștiului, unde, unde stai tu. Am dat interviu cu... la un reporter, că ce experiență am avut eu timp de un an în gară. Am avut o experiență... fără cuvinte. Fără cuvinte, dacă te dai cum ar fi o palmă pe birou sau cădeai ceva pe jos, știi cum cădeau, știi cum se punea pe burtă toți refugiații? Dă-te capătul. Dacă ce pe iar vii și tu în București? Ce? Ce se înceapă? O să vină iar, s-ar, n-a zis că o să vină, s-ar putea să înceapă iar. Să iată ce o să vină valul iar de ucrainieni. Oricum avem și noi în oraș, în Sighișoară. I-am trimis acolo, i-am trimis câțiva în Sighișoară. O veni la lucru, avem două ucrainiene și restul, nu știu, se împărțesc prin alte zone. La noi sunt vreo două numai, nu-s mulți. Băi, și ce-am uitat să zic? Am avut probleme cu un drogat, că am stat ture de noapte, eu. M-ar fi, să zic, să-ți dau ca idee, Meca. Eu ajungeam acasă, mâncam, duceam câinele, stăteam și un pic tins în pat. Și mă trebuia să mă trezesc la 1 noapte, să mă duc în gară. M-am trezit, ajung în gară, îmi zice colega mea ce trebuie să fac, mi-a zis ok. Am zis eu ok și... și ea pleacă, cred că pleacă acasă, nu mă știu exact unde pleacă Meca. Dar ai renunțat la treaba asta până acum sau? Nu, am vrut să renunț. Ai vrut. Și vine un drogat. Și vede că eram cu de la poază cu noi, Meca. Și... nu exagerăm. Se duce la el. Nu vrea să pleci. Păi a venit 5 din alea de la poliția gării. Păi știi cum l-a luat? Pe sus? L-a luat direct. Copii, băi, am avut probleme și cu copii. S-a pierdut și copii. Trebuia să avem grijă de ăștia, de femei, ca să nu ia ăștia traficanți de carne vie. Aule. Tăi de capul meu, a trebuit să faci mușiri indiană. Cum ar fi de la peronul 2 până la sălile care trebuie să fie reprezentate. A venit și din la Păcău, de la Sighișoara, ăștia de la poliție. De peste tot. La un gară, ca să mă ajute. Ajutor! 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 Poți să te ridici, mă. Oh! Da. N-am știut. Tolomacule. Că n-am știut, mă. Monti în spatele meu. Bă, mai dă-l în pizda, mă, si.
Aulă, mai ții minte mea că faza când am dat ink și nu ink, nu, eram cu finca. Din furat ăsta. O staticul. Yeah. Băi, știi ce vreau să fac? Vreau care să poză cu tine iau. Mai jos. Da. Mai jos, du-te. Aveam un dodo și noi pe cea pe la loc. Ce mai este un pe distribuitor. Băi, știi ce vreau să fac? Așa. Nu, hai că punem pe joc. Aud un Monty. În spatele meu. Zero, ești în viață? Da. Zero și cu aia sound-ul la un loc și IQ. La aici unde e ping-ul meu numărul 2. L-am luat. Ha! Și ăștia la alții low, low, că i-am lovit. Ăla e un kill assist și ăla e un kill assist. 4 asisturi. Erau low amândoi. Cam 30 HP. Păi, știi, am slăbit în hal. Să nu fac, nu fac, nu exagerez. Se vede că ești mai slăbănoc. Am slăbit 10 kg, frate, cât am stat în gară. La lipsă de mâncare și o grămadă de lucru. Băi, lăsa. Am 90 de kg. Din 120, din 120 am 90 de kg, frate. Așa. Ai dat jos bine. Bă, las-mă cât am cărat eu bagaje să moară Jacksana. Nu știu ce pune un crăinini în bagaje. Când m-a pus, s-a mai lenișit lucrurile și nu mai veneau așa de mulți ucrainienii. M-a pus o colegă să duc o babă de statură mică, cât mobile din asta, cu 3-4 sertare, meca. Da. Băi, meca. Băi, lasă-mă că a fost așa de grea. Avea 100 de chile, frate. O da să carg. Da, și asta o să fac. Pe muscula ta. Asta o să fac, meca. Bă, niciunul din pasagerii români nu m-a ajutat și pe mine, meca. Bulangii? Da, băi, ar trebui să mă țin cu o mână de bară de tren și cu piciorul, cu picioarele pe scări. Să urc cu cealaltă mână în bagajul ei, frate. Bulangii. Păi, și când am pus aia deasupra, știi unde pui tu bagajele la tren, meca? Da. Mi-a căzut, mi-a alunecat mâna dreaptă și mi-a venit pe claviculă, mă. Și încă mai mă doare clavicula. Tata a avut o ruptă, clavicula. Da. Nasolă treabă. Nasol de tot, te zic eu. Și am zis la colega, băi, am lucrat non-stop, frate. Am zis lui colega, să nu mai mă până să mai cad, că nu mai cale în viața mea să-mi mor eu. Ei, ei, nasolă treabă. Mă, de unde dracu trase la mă?
Știi ceva? Ia stăm așa. Băga mea și pula, am vrut să iau statică. Da. E enervant ăsta cu capul ăsta. Când carci ai eu singur în glonț. Da. L-ai văzut unul, da? Dai prefire. Oh, fuck! Bă, vreau să rămâne în colțul lui, așa el să-l troleze. Ah, bă, pula morți lui. Băi... Era al meu. Bă, a venit toate știrile din America, din asta, frate, când a început războiul. Mamă, băi, nu mai putea să trecem de aici. Fui de cap. Toată lumea pe voi. Da, mă, și toate știrile, frate, a vrut să ia interviu la refugiat. A venit un refugiat, băi, nu exagerez cu tine, a venit un refugiat milionar, frate. Asta am vrut să te întreb, milionari erau? Băi, te capătul, las-mă să-i explic. Erau o grămadă, frate. Hai să-i explic. Era Dodo, ăla, care ai văzut ăla cu portocaliu. Era la sala, era la sala 2. Și vine un milionar și zice, vreau să dau și o bani. Băi, a venit, cât am mai bagaj, eu chestia aveam bagaj, cum a zis. 2 milioane. 2 milioane de dolari avea la el, mă. Aoleu. Nu exagerez cu tine, mă. 2 milioane avea. Uita mai bonetul. Mă, ăla, da? Hai de capul tău, i-am zis, tu ne-ar rămâi atâția bani, mă, ăștia. Și tu știi că acum, la ora asta actuală, Ucraina mai caută oameni ucrainei, sunt vânați. Zbunat. De? De poporul. Lor. Aha. Că de ce o pleca sau cum? Da, au fugit. Am pus curtea marțială în Ucraina. Deci nu-ți văzut bine ea deloc că au plecat. Mă sună cineva? Cine te sună? Nu știu. Behind. Cred că mama. GG. Treșă. Da. Nu mai ce la mine tot pe vedere.